Good morning! Hi! Unde? Am departe! Bună dimineața, doamne, și mi-a fost doar din stasori și este de la mine, la balcon, perdele astea, cu cafeaua asta, cu tot, cu mâna dreaptă. Wow, că nu mai poate dorul vostru! Wow, ce zapadă! Bună dimineața! Nu uitați, bleați, bădă, dacă spun minciuni! Pentru succes în viață, întotdeauna cafelana cu mâna dreaptă, să bie, nu puneți mâna stângă pe cafeluță! Ca pe urmă să vă plângeți. Chiar dacă am dormit așa, pincolo, pincoaș, m-am trezit dimineață, ciu, po, cea, ba. Dar zic, băi, am o șanie, că nu vreau să mă vadă, că o cafelană de asta, serioasă. Pașim. Ar trebui și niște zări de pus aici, că n-am lapte, dar ce să fac, asta e. La aia o vârstă, când laptele nu mai curge. Hai, sirop de niură în soc de poturinichi. Răbdi, mă duc și îmi îmbrac rochița, îmi îmbrac țâțâca, fac emisiunica, mă duc și văd căsuța și... La mine, la mamă, la țară, la neguriană, să-mi văd ponii, să-mi văd primarul, să-mi văd primăița, copchii de pot, tăt, cele. Hai, că doamne, și emoții, parcă n-am fost acasă de 150 milioane de anișori. Hai, vă pup și vă chis și vă lăv și un început de săptămână frumos, cu succes, cu pace, cu bucurie, cu fericire, cu... Nu știu când voi ultima dată ați citit o scrisoare scrisă de mână, nu un mesaj pe e-mail sau pe Facebook, Instagram, dar verișoara mea, când m-am pornit spre Moldova, mi-a dat o scrisoare și am zis ca să o citesc când să ajung acasă. Și am citit-o și am înlăcrimat. Dar știți de ce? Când eram mititei, eu îi trimiteam scrisori la Chișinău și îmi trimiteam fiecare săptămână câte o scrisoare. Le deschidem și spunem și noi te-am făcut azi. Am primit azi și noi te-am primit alalta ieri sau bla bla bla. Și așa o nostalgie din momentelul când tu deschizi o scrisoare de la un om drag. Dar mi-și scrie aici, e prea intim ca să vă citesc. Alionușca, kiss și love. Mi se aude hârți ca la pușică. Doamne, parcă e cu ibari de cocostârși. Nu știu cine credeți că eu mă la care nu m-am văzut de tare de mult timp. Wow, iar tu gândiți-vă la mama! Că la mama să dai țâcă, tare îți place. Țoca, țoca, țoca. Mama, hai, mama, Gian. Hai, stivim sâmbătă la ora 8 cu cei mai nebune emisiuni și cu cel mai nebun invitatul Gabriel Crazy. Dar uite, și ne-am asortat tot, ne înțelegem, sunt bun. Și ia cântă-l-i, ia că poftim, da. Și în America cu dânsul și-a venit acasă, tot e el. Doamne, iartă-mă. Hai, moș Bastâni cu Mioara, cu Dorica, în tot țara. Of, maiculiță, maică, și ne-a fost mie dor de bucatele astea făcute de pielunici. Bună ziua și în 2024. După sărbătorile de iarnă, cu lacul de salvare s-a mărit orac. Facem ceva din legume, mai puțin caloric. Văleu, îmi place, e bun. Ba da, bro, și-i prinit. Animală și el. Și gătim azi? O tartă cu legume, dar o formă specială și foarte gustos, vă asigur. Uitați-vă cum arată acest deliciu culinar. Să te ferească. Asta e operă de artă. Asta e Chicasso de bucătărie. Și dacă tot și-i sfârșit de sărbătorile de iarnă au trecut tot un mic brăduț, cum se-l spune. Un brad, o ghirlandă mai bine aș zice. El e singur, el e brad. Da, asta vreau să gust. Poți fi și în cap. Bravo. Tu nu chica în cap, tu las, că tu ai mâncat suficient în America. Mergi să nu te văd. Ia ca poftim. La final, cu băutul. Ia uitați. Gustav, ați vorbit cu Maroc Șneului, la canal, spună șampanie în robinete. Dar de care anume? A priori pentru că mi-ești drag? Așa, a priori, pentru că mi-ești drag, dacă el știe, mi-o văd tot. Iura îmbracă vouă adus din Texas. Și Dora îl ajută pe Iura să îmbrace vouă. Hai mai îmbracați vouă ăsta odată. Iura a îmbrăcat bouă. Dă-i. Iura, Daniel! Stai lea că să-i scoare capul la bouă. Să vă vedeți așa, vezi? Dar stai eu așa în cap. Dar cum stai? Acum și-a scoale, rabdă. Dar te ridică. Ia că așa-i bun, el aleargă, mă. Au și eu așa de Iura cu urmă.
Iura umbra ca bou, pe dânsul, ia ca șoare, are Iura mari și crocon mari. Nu ridichi. Și acum mă hămează și pe mine la bou. La car. Da, păi l-am adus tocmai din Texas cu avionul, băi, ce puieți? Din Texas. Bă, dar așa de poate. Iura nu umbra cu botul. Good evening, Moldova! How are you? You are okay? Me too! My name is Dora Jolta, you and goodbye! Yes! No! Happy! Big! Dar nu târșit, am avut alții probleme și eu! Bună seara, dragi și unii mei de respectatori! Am încercat, băi, să poate cumva să uit și eu limba, limba maternă, limba lui mama și lui tata, a lui mânca, a lui strădor, a lui strădor, a lui strădor, și nu pot! Am învățat vreo câteva cuvinte din engleză, să mă pot descurca acolo în America și ia uitați, ia! Bine au venit nebunii. Se ajunge, hai noroc. Să bine ați venit. Bine v-am regăsit. Bine v-am regăsit cu voie bună. Nu v-ați săturat unul de altul? Nu ne-am săturat, dar au început, dar ideea... Astăzi o să vin aici și o să povestim, o să depănăm amintiri de acolo din America, din cluburile și din noapte. Ce am făcut, oh! Doamne, iartă-mă, mămica lui Gabriel, îmi cer scuze. Doamne Svetlana, băi, mă scuzați, așa-i, mi-ai dat copilul din mâini bune și am făcut cu dânsul, ați vă spui el aici, că eu doar adevărul, eu niciodată în viață nu vorbesc nici cu ele. În afară de aceasta, anul ăsta, o să avem cele mai apetisante reportaje și din showbiz, și nu din showbiz, și așa, și mai părat. Și în afară de aceasta, vreau să... Ieha! Ieha! Gata emisiunea de azi, a fost senzațional, spectaculos, nu o filmească, poți să-i filmezi numai și-o primit, poftim, că nu-i dacă-i dai, Dora, dacă-i dai așa și-a dai... Apoi și faci. Doamne, cum încă, tot cu smoală. Ia uitați, ca prima ediție și Dorișele, am primit astăzi de la echipa Brad Band, bandul mani lui din band. Îi ridem sâmbătă la opă, pup și vă iubesc, de vieta internațională, și Iura mă disfrâng. Hai, hai! Îți place? Genitor! Cum mă bâșbui la urechi! Hello guys! Ce faceți, măi? Unde filmare și la negurii? Cred că pe fața mea se vede caiful și tot ce înseamnă emoția asta cu Ram, mă duc acasă la Negureani! Să-mi văd vorătănile! Mai întâi mergem pe la casă să vedem ce fac băieții și după asta la Negureani mama mă așteaptă cu un iepuraș de ăsta, țâță de felșeriță. Pentru cei care au zis că am pus la fălcioleac, m-am îngrășat, vreau să vă dau o veste proastă. Nu m-am îngrășat, am fost înflat de băutură. Dar da, mie ca două zile, dar m-am tras înapoi. Chiar m-am cântărit azi dimineață și m-am dus cu 80 de kilograme și am venit cu 80 de kilograme. Tak știu, nina tale leacati! Una, două și fii! O leacă, curge belinile și eu mai, ce-am mai băut eu pe acolo? Tăi prostologiei pământului, șaturi, 69, 47. Căsuța mea frumoasă și drăgălașă, ea ca deja lansam apă în bazin. Uitați-vă la această ușă. Nu, fiți de acord cu mine că este cea mai senzuală ușă care poate să existe fața pământului. Bineînțeles că de la Nova Porta.
Acum trecem la rutina de zi cu zi. Nici n-a reușit Guinness vin din America, din turneu. Că am fost și am făcut și eu acolo un bănuț, doi. Emilian trebuie să achiți factura. Emilian s-a luat LED-urile este. Emilian s-a luat întrerupătoarele este. Și e că iar îți duc. Astăzi sunt la Z Magazin ce-ți fac cu factură. Nu uitați de oferta pe care o au ei. Nu uitați că la Z Magazin, pentru persoană fizică, dacă procurați din minim 3500 de lei, orice aici au tot pentru casă, puteți câștiga, iată, acel automobil. Iar pentru persoană juridică, cel puțin 7000 de lei. Aici tăcile, de la vopsea, iustri, întrerupătoare. URX. La câte am luat eu de la Z Magazin, cu siguranță, minim trebuie să iau vreo 50 de bilete. Am pus la lumină piste tot, în fiecare colțșor, pentru că era mitel, aveam un singur bec, tot casa. Și mă temem de mă, cam pantaloni. Am o lumină în stânga, în dreapta, în sus, în jos, alb, albastru, purpurii, las și... Și așa ca mașinica, dar eu nu pot să particip la tombola, pentru că fac parte din această echipă. Și o să prezint tombola. Cel mai frumos apus de soare este la Negurieni. Uitați-vă și frumos, primăria se vede, zăpadă avem, brăduții stau acolo frumușei, delicăței. Tu la mama lor eu, de seara o să aprind luminițele și ați vă le arăt. Cine mă așteaptă la balcon, domn primar, bună ziua! Și caut, și caut, am venit sub braț, văd cadou, unde-i? Căluțul și săniuța, mami, ii de săniuță. Bună seara, căprioara! Bună seara! Ce faci, Năstăsia Antonă? Da, eu și mâncare bună? Iepuraș, chiperi în plut, sol, maleguță, brânză smântână. E bun. Doamne ajută! Apropo, iau. Și poți să pui spărul? De-am îți fai rog tetuns. Olea, că ai văzut? Ia uitați. Doriliușu! Gugunielu! Bubunielu! Deschide mai ochi să mai vezi. Plină-i masa de bucati. Mamica face mămăliga, Dora pune chiparul și frumușel. În frigider avem rasol de ce? Așa și ea, a noastră înflorată, tot fabrină, serios. Și aici, de la doamna Mother, pentru mămica și pentru Dora, să le pun câte o băutură. Ia, fetelor, ia, repede sfășiați. Hai, repede, n-avem timp. Hai, răstica tu. Doina, ține tu asta. Ia tu, Dorina, ia. La tăi câte una, hai. Așa, hai, repede, și deschideți-le. Sfășiem. Scoateți și vârful și ala. Și țineți-l de mână de așa și cu dinții rupeți de jos, invers, de jos. Așa, da, hai. Așa? Ca scurgă ceva în guriț, hai. Apas cu dinții și las scurgă și ale de curs de acolo. Ce-s noroc? Noroc. Și thank you, doamna Mother. Thank you, doamna Mother. Apică și... Cine vrei drăgănit? Hai, dă-ți-i drăgănim, măleacă. Dă-o leacă, da? Îl drăgănim? Gata, s-au trecut bubușoarele. Ia zi, mă rămas zile încă în cap. Ia că aici o leacă. Ei, las că e bun. Da. Doriliușu. Dingănașu. El nu dă voie, el face el proiectul. Hai, facem proiect? E de frumușă la casă, mă uitam în America numai pe camere, să văd zăpada, să văd frumușeța. Ia uita. Ghinesole, ca fietli gospodinile. Dai râși, luați seama. Atent, că-i ghețuș. Hai să trecem până la poartă, cum m-a urmărit în America, a fost interesant? Da, foarte. Parcă ați fost și voi acolo. Joi vin și rămân de noapte și dormim pe lijancă și în clasnică. Hai, sănătate, drum bun, ești drum bun. Pace. Salutări, apropo, din Miami. Îți mulțumesc tare mult pentru salutări, vreau și eu pe iahtă. Mulțumesc frumos, vreau și eu pe iahtă. Doar tot vrei? Tot, mai decât. Victoraș și eu. Tu vrei pe iahtă, băi? Și râdeți la Bavai? Mă întreabă, mă, că dau un ții mașina ta. Eu zic, mamă, îmi schimbă la Bavaia. Bam! Hai, rămâneți cu ghini. Zi. Ura, ura, e frumos, e frumos. Cel mai tare în America mi-era dor să vin anume aici, când este zăpadă, să văd această capodoperă de artă, primăria cât e de frumoasă, căldura pomului de Crăciun, pomușorii, tăți frumușe, zăpadă, Jesus!
Aute, Ștefan. Mama lui eu de frumusețe. Gine că este zăpada, asta înseamnă că stânem bradul mai mult timp. Și luna? Doamne, și de gine acasă, liniște, nimeni nu ciripește, nimeni nu cântă, nimeni nu țăpă. Doamne, fă o minune, până pe data de 20 ianuarie, până avem concert în Grecia, să nu-l văd pe Găbiț, să stai undeva acolo, binișor, pe Armeniască, lângă Piața Centrală, iar eu stau aici să mă odihnesc. Doamne, dacă mă iubești, te rog frumos, numai nu fă și ești, cred eu. Tu mă tem să întreb și nimeni, dar... Gabi, așa că tu nu ești. Friți curată. Nu cred, bă, serios, nu-s acasă, băi, nu-s. Te-nădu-ș. Deschide. Nu mai deschide. Dar noi scolindă până pe țândă-i oameni. Dar scolat cu șpitacul că a venit... Dracu, că a venit dracu. Și vrei. Gata turneu în America, te rog frumos. Și ca sticla asta am avut-o, să o păstrez zilnic, să o păstrez pentru ceva. Mi-a venit deodată în holodilnic și întreabă, dai ceva, bănișor? Prostiex? Un prostiex, numai decât înainte de concert. Noi avem, amins, facem repetiții. Gabi, eu vreau să mă odihnesc de tine, serios. Dar tu poți să dormi, că dacă putem, ne-am fertat să-l duci la tine, că am mers încă pe jos. Am eu o poezie handmade, făcută amul de mine. Hai. Să mă deschid și eu cânim? Hai. Asta e a doua. Să nu arunci, copile, prosecu jos nici când. Căci undeva departe, plânge un însetat, flămând. Nu știu, am zis că numai una, zic, la, dar dacă tot a venit, să o fac și eu. Stai, și acum e a doua strofă. Hai, tot a doua. La mulți ani cu sănătate, Gigi Brandu. Că-i mai bună, că-i mai bună decât toate. La mulți ani cu bucurie. Prose compază să ne fie. Ție. Și bună dimineața, s-a trezit dulceața. E că deși mă provocați voi în fiecare zi și îmi trimiteți filmulețe la tăti, cum se cheamă, fetele și băieță. Nu mă provocați pentru că eu mă trezesc și mă gândesc. Și ar fi dacă. Dar până atunci, haideți să bem un cafeluț cu mâna dreaptă, până gustați și noi din nou. Fetelor, am uia sincer să vă spun zău că, deci eu am gustat și de la Colea, și de la Borea, și de la Ion, și de la Costea, și de la Serioja, și de la Marcel, și de la Toadri, dar ouă mai buni ca lui Vasea n-am văzut în viața mea. Faza și mai tare, știți care e oameni buni? Că aseară, când a fost Gabriel la mine, am băut acolo un presechinul două și era și niște bardac și el ca fiind o persoană foarte gospodoroasă și curată și o strâns el de pe masă și-o aruncat la gunoi și-o aruncat până și capile mele și le-a încătat până am aiurit. Și azi dimineață zic, măi, dar unii poate și ei? Și zic, ia să mă gândesc, nu cumva capile au fost aruncate în urna de gunoi? Și da, le-am găsit. Eu am înțeles că cineva acolo este foarte indignat, se treze dimineață, cu atâta ură, cineva i-a aruncat capile la gunoi. Da, mă uitam că vă tremura mâna, nu puteați să țineți capelana în mâna dreaptă, sigur că tremura de la alcoolism, domnule, că sunteți un alcoolic, da, atâta prosecco băut în americos și eșiană, aseară ne-am dus, bem câte un pahar și ne-am trezut la două sticle, dar alta. Îți mulțumesc, dragul meu, că la câte pari venit frita asară peste față, îți mulțumesc că ți-am aruncat capi, dar nu le-am dat foc. Asta vrem să fac, să-l dau foc mai gine și să-ți îndrepte dinții, să-ți strâmbi dinții să nu-ți mai îndrepte. Și noi ca babile și ele, știi, nici nu reușesc să mă întâlnesc cu Valeria, în loc să mă întrebi cum, dă să-ți văd cartierul. Zic, care cartier, fa nebună? Păi inelul care l-ai primit. Ce Alina, ori? Alina, unde e inelul? Păi ceva, eu ți-am făcut reclamă. Și buenos dias, doar o bucățică vă arăt, nu tare, tare mult, zici! Și gata, ați văzut? Încă nu este gata. Hai să-i dormitor la mine, deja aproape 50% din pictură a fost făcută. Ii, ajunge!
Ia uitați-vă și baie frumușică. Deja au terminat de vopsit podul. Trebuie să scoată banda de aici. Asta este una din băile mele preferate. Este baia Laviniei. Și această combinație eu am făcut-o. Ia, verzuiul ăsta, oliva asta, e pur și simplu senzațional. Uitați-vă cum se vede. Nova Ceramic Kiss. Și lovely tătătă. Când deja vă spune mobilierul să fie altfel. Cum vă pare? Senzație. Fiți foarte atenți, ăsta e un fel de perforator care îți face masaj la creier și pentru cei care îl au. Uite. Uite, Glenn. Deci nu e rău, pasanajul ăsta merită un merită un compliment, băi. Și mi-ai cunoscut așa-i și că și-am plăcut. Auzi, parcă-s chiar de 18 ani. Dragilor, am revenit acasă cu vești bune. Pe toată perioada turneului în America, foarte mulți din voi mi-au scris: Emilian, un promocod pentru firma cu tare. Vreau să vă zic că începând de astăzi, la Carat, cu promocodul Emilian, beneficiați de minus 20% la tot. Vreau să vă zic că au adus colecții noi, de cercei, lănțișoare, inelușe, brățărușe, tot, au o colecție deosebită și nu uitați, în această perioadă, cu promocodul Emilian, minus 20%. Uitați-vă, începând de aici, lanțujele, și mai grosuțe, și mai subțerele, aur roșu, aur alb, inele cu diamante, inele nu știu ce, țintișoare, cerceiuși, seturi, minus 20% promocod Emilian. Spor la cumpărături. Și iată, aici avem tot felul de bijuterii, începând cu diamante, pietre prețioase, semiprețioase, aur roșu, aur alb. Nu uitați că în această perioadă, cu promocodul Emilian, beneficiați de minus 20% la tot. Nu contează că e lănțișor, că e ineluș, că e cerceluș, că e țăp, că e țânt, că e chiron, că e săcriu, orice 20% cu promocodul Emilian. Poftim după sal, obosit, chinuit cu mătră, ne-au făcut puișor, dar viitoarea cu mătră, peștișor, cu ce se înșepat la zicător, cu amândouă.